Mă bucur să fim împreună în această după-amiază la închinare. Știm că e vacanță, știm că foarte mult se luptă cu ceea ce se aude prin sală, cu viroze și răceli. E foarte la modă, așa că am luat și eu. Și de aceea o să vă rog să vă rugați pentru vocea mea și să nu mă prindă tusea. Dar dincolo de aceste aspecte mai tehnice, cred că e unul dintre cele mai bune lucruri pe care le putem face la început de an. Să ne amintim ce contează, să ne amintim în ce direcție ar trebui să mergem, să ne amintim după ce ar trebui să tânjească sufletul nostru. Vreau să citesc două versete din Sfânta Scriptură. Primul este din Ioan, capitolul 17, versetul 3. Și a doilea va fi din Psalmul 34, versetul 8. Laurențiu, dacă mă poți ajuta cu paharul de apă de acolo, mulțumesc. Mulțumesc, fraților. Și vă invit să vă ridicați în picioare. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Sunt cuvintele Mântuitorului. Și Psalmul 34:8 este un îndemn al psalmistului care spune așa: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Amin. Vă invit să luați loc. Probabil nu sunteți mulți care ați auzit de Charles Templeton, născut în 1915, decedat în 2001. Charles Templeton a fost un prieten și un predicator asociat al lui Billy Graham prin anii 40. Imediat după ce s-a întors la Domnul, a început să predice cu mult impact, predica Evanghelia la mari mulțimi, până când, după câțiva ani, îndoielile au început să încolțească în inima lui, îndoieli intelectuale. Lucrurile au crescut astfel că, după un deceniu, Charles Templeton s-a declarat agnostic și apoi ateu. A încercat chiar să-l convingă pe Billy Graham să facă același lucru, invocând anumite dificultăți în a crede, de exemplu, în actul creației lui Dumnezeu, așa cum este relatat în Geneza. El a numit ideea de a continua să creadă sinucidere intelectuală. A spus: eu nu pot să mă sinucid intelectual. La bătrânețe, cred că avea în jur de 80 de ani, când a fost vizitat de către un jurnalist care i-a pus mai multe întrebări despre itinerarul lui spiritual și la un moment dat l-a întrebat despre Iisus. Templeton nu-L putea recunoaște pe Iisus ca Dumnezeu. Totuși, el a început să vorbească. A fost cel mai mare om care a trăit vreodată. A fost un geniu moral. Simțul lui etic era unic.
era în mod intrinsec cea mai înțeleaptă persoană pe care am întâlnit-o în viața mea sau în lecturile mele. Este cel mai important lucru din viața mea, spunea el. Zice, știu că sună ciudat, dar trebuie să admit că eu îl ador. Tot ce este bun, tot ce am cunoscut bun, tot ce este decent, tot ce am cunoscut ca fiind pur, am învățat de la Iisus. Este cea mai importantă ființă umană care a existat vreodată. Și dacă aș putea să o spun, dacă aș putea să mă exprim așa, zice el, îmi lipsește. Și în momentul acela, ochii s-au umplut de lacrimi și a plâns în voie. După care a spus să nu mai vorbim despre aceasta. Ce experiență tristă! Ce experiență controversată, aproape am putea spune. Cineva care parcă l-a cunoscut pe Iisus, a predicat, cel puțin a putut să admire atâtea lucruri bune la el. Dar undeva s-a poticnit pe drumul lui. Și nu știu cum a murit Templeton, nu știu dacă s-a schimbat ceva după acest discurs, după acest interviu pe care l-a avut, dar cel puțin până aici, cu toții putem observa un regret profund, o admirație, dar și un regret în același timp, cu privire la faptul că îi lipsea acest Iisus. Domnul Iisus a spus, așa cum am citit, că viața veșnică înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos, Cel trimis de Dumnezeu. Creștinismul nu a fost intenționat și nu este un set de reguli după care cineva să trăiască. Când este privit ca un set de reguli, ca un set de tradiții religioase, așa cum încearcă de multe ori societatea să-l prezinte, creștinismul devine un kitsch fără valoare. Creștinismul, în esența lui, este o relație. Sigur, din punct de vedere social, este o religie, dar în esența lui este o relație. Despre aceasta este creștinismul. Despre cunoașterea lui Dumnezeu, despre apropierea de Dumnezeu, despre părtășia cu Dumnezeu. Întreaga Scriptură vorbește despre aceasta. De la un capăt la altul. În construirea mesajului meu am trecut prin foarte multe texte din întreaga Scriptură și mi le-am pus acolo, am zis, văd, poate iau ceva din ăsta și la sfârșit a trebuit să șterg foarte multe din ele că nu am timp să le prezint. Dar ce m-a impresionat, vă transmit concluzia, că întreaga Scriptură vorbește despre aceasta, de la Geneza la Apocalipsa. Fiecare profet, fiecare evanghelie și fiecare epistolă vorbește în esență, direct sau indirect, despre cunoașterea lui Dumnezeu și despre cultivarea acestei relații cu Dumnezeu. Amintiți-vă cum începe Geneza. Care este prima imagine cu privire la om în Geneza? Este omul și Dumnezeu în părtășie. Care este ultima imagine cu privire la om în Apocalipsa? Omul și Dumnezeu în părtășie. Ia cortul lui Dumnezeu și oamenii. Eu vorbesc astăzi mai domol, că dacă trag aer repede în piept, încep să tușesc. Așa că acceptați-mi tempoul. Da. Unul dintre lucrurile extraordinare cu privire la Dumnezeul prezentat în creștinism, singurul Dumnezeu adevărat, nu este neapărat atotputernicia Lui sau transcendența Lui,
ci faptul că, în ciuda transcendenței lui, a calităților sale care îl separă de om, care îl fac diferit de om, care îl pun deasupra întregii creații, a tot puternicie, a tot cunoaștere, a tot prezență. Dincolo de toate aceste lucruri, Dumnezeu poate fi cunoscut. Asta este uimitor. Dumnezeul biblic este un Dumnezeu care poate și vrea să se facă cunoscut. El vine spre creație. Vine din Geneza, când omul s-a rătăcit, când omul a căzut în păcat. Cine a căutat pe cine? Cine a căutat relația? Știți, când într-un cuplu apare un conflict și cei doi se distanțează în prima fază din cauza conflictului. Poate, nu la toți de la fel, dar să zicem că iau o scurtă pauză de îmbufnare. Cine este cel care se întoarce primul? Soțiile zic că da, noi suntem alea, da? Alteori pot fi și soții. Dar de obicei gândim că cel care face primul pas este mai interesat de relație. Pune relația mai presus decât emoțiile sale, decât rănile lui. Dumnezeu a fost totdeauna cel care a făcut primul pas. El face primul pas atunci când omul a păcătuit, a făcut primul pas, a făcut primul pas în mântuirea noastră. A făcut primul pas în întoarcerea noastră la Domnul, a fiecare dintre noi. Dumnezeu se vrea în relație cu noi, nu că ar avea nevoie de noi, dar într-un mod inexplicabil își dorește lucrul ăsta și El poate fi cunoscut. 1 Timotei 1:17 spune așa: a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului, a singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Iată cum este descris Dumnezeu: nemuritorul, nevăzutul, singurul Dumnezeu. Domnul Iisus spune în Matei 11:25-27: în vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis: te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și aceluia căruia vrea Fiul să îl descopere. Nu poate creația să-L cunoască pe Creator decât în măsura în care Creatorul vrea să se facă cunoscut. Și El vrea. Amintiți-vă de rugăciunea pe care Sabina ne-a invitat să o spunem pentru prima oară în acest an. Tatăl nostru. Ce înseamnă această noțiune de Tată al nostru? Oare nu transmite apropiere, cunoaștere? Îți imaginezi pe cineva căruia te adresezi Tatăl nostru și știi că se ascunde de tine? Nu. Însă și ideea de Dumnezeu care este Tată înseamnă un Dumnezeu care vrea să intre în relație. Ioan 2:12-14: vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început.
V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Dumnezeu se vrea a fi cunoscut și poate fi cunoscut. Acum nu știu cât de mult vă entuziasmează ideea asta, dar credeți-mă că dacă ar fi altfel lucrul ăsta, viața noastră ar arăta complet diferit. Dacă Dumnezeu ar fi un Dumnezeu care să se ascundă, n-am ști nimic despre El. Și cunoașterea lui Dumnezeu e așa de importantă pentru viața noastră. E așa un mare har că putem să știm cum este Dumnezeu. Doar un mic experiment de imaginație. Dumnezeu poate fi cunoscut și s-a descoperit. S-a descoperit în creație, dar cel mai precis s-a descoperit în Hristos și în cuvântul scris. Acum gândiți-vă la oamenii care îl caută pe Dumnezeu și sunt tot felul de triburi, sunt tot felul de alte religii în care sunt oameni care, cu siguranță, mulți dintre ei sincer îl caută pe Dumnezeu, dar nu au revelația corectă. De multe ori, viața lor este pradă fricilor, pradă minciunilor care derivă din acele false religii și false învățături. Mare har să ți se descopere Dumnezeul adevărului și să ai posibilitatea să-L cunoști. Toma a intuit lucrul acesta atunci când a spus: Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. În contextul în care Domnul urma să plece dintre ei, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Cunoașterea lui Dumnezeu stă la baza credinței creștine. Cunoașterea lui Dumnezeu reprezintă voia lui Dumnezeu. Uitați ce zice Domnul în cartea Osea, căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arder de tot. Apoi în capitolul 4 spune: ascultați cuvântul Domnului copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării. Pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Versetul 6. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Căci viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Cunoscându-L pe Dumnezeu, încep să experimentezi viața veșnică. Cunoscându-L pe Dumnezeu, intră în legătură cu sursa vieții. Cunoașterea lui Dumnezeu este tânjirea adâncă a creștinului. Uitați cum vorbește Apostolul Pavel despre aceasta în Filipeni 3. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și textul continuă. Atunci când cineva crede în Evanghelie, face un prim pas în cunoașterea lui Dumnezeu. Atunci când cineva înțelege cine este Hristos, când înțelege că Hristos este Dumnezeu întrupat, atunci când cineva înțelege că Dumnezeu s-a arătat pe sine în Hristos și începe să înțeleagă caracterul lui Dumnezeu și începe să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu și aceasta produce închinare în el și reverență, a început cunoașterea. Și aceasta începe cu credință de cele mai multe ori. Apostolul Pavel se ruga pentru
Efeseni și spunea: mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui. Iar Petru le ura destinatarilor săi în felul următor: harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Petru pune cunoașterea lui Dumnezeu la baza înmulțirii harului și păcii în viața noastră și îi spune: tot ce privește viața și evlavia, trăirea creștină, practic, este alimentat din cunoașterea lui Dumnezeu. E așa de important conceptul ăsta. Acum, haideți să abordăm o zonă un pic mai practică, un pic mai aproape de noi, și anume, cum știu că cineva cunoaște pe Dumnezeu? Primul lucru pe care vreau să-l menționez aici este încrederea. Atunci când cunoști pe cineva, și mai ales dacă cunoști pe cineva de calitate, de încredere, ți-e ușor să ai încredere în acea persoană. Da. Și ai încredere nu pentru că acea persoană este de încredere. Acest lucru nu-i suficient. E nevoie ca ea să fie de încredere, dar e nevoie ca tu să știi acest lucru. Că dacă nu știi, nu poți avea încredere în cineva care se prezintă pe sine: eu sunt o persoană foarte vrednică de încredere. E nevoie de această cunoștință. Apostolul Pavel spune așa de frumos în 2 Timotei 1:12: din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are puterea să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Capacitatea ta de a te baza pe Dumnezeu este un indicator al cunoașterii de Dumnezeu. În ce măsură ești gata să te bazezi pe El? În lucrurile cotidiene, simple, mari sau mici. Te poți odihni în Dumnezeu, în încrederea în El? Trăim, iată, după pandemie, încă un an de război și încă nu știm când se va termina, cu inflație galopantă, cu previziuni incerte, și ne poate ispiti îngrijorarea și ne putem clătina. Dar în același timp putem alege să avem încredere în Dumnezeu. În astfel de momente și în astfel de situații, și e doar un exemplu, contează cunoașterea lui Dumnezeu. Este Dumnezeul în care am crezut un Dumnezeu destul de real, de concret, încât să producă pace, ascultare reală în viața mea față de El? Un alt indicator al cunoașterii lui Dumnezeu este atitudinea pe care o avem față de lume și suferință. Față de lume, viață și suferință. Atunci când cineva cunoaște pe Domnul, lucru care se întâmplă, implicit, este să îl pună pe Dumnezeu pe primul loc. Dacă Dumnezeu are un alt loc în viața mea, înseamnă că nu L-am cunoscut cu adevărat. Și a-L cunoaște pe Dumnezeu nu înseamnă să știi lucruri despre Dumnezeu,
Poți să ai teologie absolvită și să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Poți să fii crescut în biserică și să fii auzit Ioan 3:16 încă înainte de naștere. Dar nu înseamnă că-L cunoști pe Dumnezeu. Unul din indicatori este, așa cum spuneam, faptul că îl pui pe primul loc în viața ta sau cel puțin înțelegi că acolo e locul lui, că nu e altul. Și acest lucru schimbă perspectiva ta asupra vieții, asupra lumii, asupra bucuriilor și suferințelor. Astfel, bucuria cea mai adâncă devine prezența Lui pentru tine. Asta este ceea ce cauți în ultimă instanță. Fie că o faci conștient, fie că o faci inconștient, dar după asta tânjești. Suferințele și pierderile, chiar dacă dor, nu mai sunt așa de copleșitoare și absurde, pentru că tu îl știi pe Cel ce este stăpân peste toate. Și acest lucru îți aduce o pace adâncă. Scopul vieții tale este reconfigurat pentru că L-ai cunoscut pe El. Pentru că ai înțeles cine este El, ai înțeles cine este Hristos, pentru că ai înțeles cine este Dumnezeu, pentru că ai înțeles că e un Creator, e Cel ce și-a dat viața pentru tine, ai înțeles cât de mult te iubește, ai înțeles la ce te cheamă, ai înțeles onoarea de a-L sluji. De aceea, o serie de implicații, o serie de schimbări se vor produce în ce privește scopul vieții tale. Pentru că înțelegem că orice alt lucru în raport cu Dumnezeu devine secundar. Niciun lucru și nicio persoană nu mai pot fi la fel de importante ca El. În acest sens, creștinul primește aici o eliberare de fricile lumii. A pierde din lucrurile lumii acestea rămâne dureros, dar nu mai este insuportabil. Și nu mai este absurd. Apostolul Pavel spune la un moment dat în Fapte 20:24, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Iar în Filipeni 1:21 spune că și pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Un alt indicator al cunoașterii lui Dumnezeu este dragostea de Dumnezeu. Așa de frumos spune Domnul în Psalmul 91, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de ce îl voi izbăvi? Îl voi ocroti căci cunoaște numele meu. E foarte interesant aici în paralelismul poeziei ebraice, este o paralelă între a-L iubi pe Dumnezeu și a cunoaște numele Lui. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-L iubi. Nu se poate să-L cunoști cu adevărat și să nu-L iubești. Iată, chiar și Charles Templeton, despre care am amintit mai devreme, nu știu cât a ajuns el să-L cunoască. Pentru că din ce povestește aici arată că nu L-a cunoscut în esența Lui. Dar în exterior a putut să-L aprecieze, a putut să se îndrăgostească cel puțin de caracterul moral al lui Hristos. Cu cât mai mult îl cunoști pe Dumnezeu, te îndrăgostești de El. Și acest lucru implică voința, gândirea, purtarea noastră. Și cu siguranță, la un moment dat, implică și emoțiile noastre.
Chiar dacă nu emoțiile sunt cele care stau la baza cunoașterii sau a dragostei de Dumnezeu, ci ascultarea de Dumnezeu reprezintă indicatorul cel mai important sau cel mai obiectiv. Dar trebuie să spun că această cunoaștere va încălzi sufletul nostru. Și spun aceasta pentru că cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât cunoașterea unei idei sau unor noțiuni despre El. Înseamnă cunoașterea unei persoane. Înseamnă interacțiune, înseamnă că toată ființa ta răspunde la ceea ce este ființa Lui. Ascultarea de Dumnezeu, așa cum spuneam mai devreme, este indicatorul cel mai obiectiv al cunoașterii. Foarte simplu, dar profund, exprimă acest adevăr Samuel, în 1 Samuel 2:12, când spune: fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Spune foarte clar de unde venea răutatea lor. Era un semn al necunoașterii de Domnul. În 1 Ioan 2:3 și 4 spune așa: prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Ascultarea de Dumnezeu, sigur, poate fi contrafăcută de un soi de legalism sau un soi de obediență din frică. Vreau să nuanțez puțin acest lucru. Niciodată când îndemnăm în creștinism pe alții și pe noi înșine să ascultăm de Dumnezeu, nu îndemnăm la obediență, la o ascultare lipsită de motivație. Îndemnăm la o ascultare bazată pe caracterul și persoana lui Dumnezeu. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Păzirea poruncilor este strict legată de cunoașterea lui. Creștinul ascultă pentru că știe de cine ascultă, pentru că are încredere în autoritatea lui Dumnezeu, pentru că are încredere în caracterul lui Dumnezeu, pentru că este o relație acolo. Și chiar și atunci când el nu înțelege logic de ce asta ar fi calea cea mai bună, dar înțelege că asta vrea Domnul de la el, el poate asculta pentru că are încredere în Cel ce l-a iubit. Și rămâne în ascultare. Un alt semn al cunoașterii este trăirea în sfințenie. Și acest aspect în generația actuală de tineri și cele care vin, este un trend al societății și nu a început acum, a început de mult. Este serios pus sub semnul întrebării, și anume trăirea în sfințenie. Dar vedeți, când îl cunoști pe cel ce este de trei ori sfânt, cum ai putea să fie altfel? Cum ai putea să spui sfințenia nu contează? Când fără sfințenie nu ne putem apropia de Dumnezeu. Hristos ne-a sfințit ca noi să ne putem apropia de Dumnezeu. Hristos ne-a sfințit odată pentru totdeauna și a plătit cu sânge, tocmai pentru că doar așa te poți apropia de Dumnezeu. Și pentru că ne-a sfințit și pentru că chemăm de Tată pe Cel ce este
Cel ce este sfânt. Cum aș putea să spun că asta nu contează în relația mea cu Dumnezeu? Nu prin sfințenia mea personală sunt eu mântuit. Și nu pot fi. Dar totdeauna trăirea în sfințenie a fost, este și va rămâne un indicator al cunoașterii reale a lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie, fiecare din voi să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Trăirea în pofte era un semn al celor ce nu cunosc pe Dumnezeu și este un semn a celor ce nu cunosc pe Dumnezeu. Petru 1:15-16, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Uitați-vă cum sfințenia este legată de caracterul lui Dumnezeu. Pentru că așa sunt eu și dacă l-ai cunoscut așa cum este, nu poți fi altfel. Asta trebuie să fie tânjirea noastră fiecăruia. Voi aminti scurt trăirea în dragoste, un alt semn al cunoașterii lui Dumnezeu. Cine nu iubește, zice Ioan, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. De asemenea, bucuria și pacea. Asta vine într-o anumită măsură din zona emoțională, dar nu numai. Bucuria și pacea creștină nu sunt doar în zona emoțională, dar au impact major acolo. Vreau să citesc aici, pentru că nu știu să exprim la fel de bine cum o face psalmistul în psalmul 63. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când îmi aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine, în timpul priveghirilor nopții, căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale. Sufletul meu este lipit de tine, dreapta ta mă sprijină, dar cei ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului. Vor fi dați pradă sabiei și vor fi prada șacalilor, dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Oricine jură pe el se va făli, căci va stupa gura mincinoșilor. Bucuria și pacea psalmistului vine din faptul că îl cunoaște pe Dumnezeu. De aceea se poate odihni. De aceea se bucură inclusiv în intimitatea lui, în patul lui se bucură. Sufletul îi se satură de o relație consistentă, împlinitoare pentru el. Iată, cunoașterea lui Dumnezeu are și această valență. Are un impact și în această zonă. Dar cum pot să-L cunosc pe Dumnezeu? Aici trebuie să fim atenți. Pentru că, iată, chiar și atunci când cineva vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, se poate confrunta cu anumite pericole. Dumnezeu, așa cum am zis, poate fi cunoscut doar în măsura în care a ales să se descopere. Dacă ignorăm acest lucru, riscăm foarte ușor să ne făurim un Dumnezeu după inima și imaginația noastră. Un Dumnezeu care, în final, nu este creatorul nostru, ci creația noastră. De aceea, revelația divină este așa de importantă. Astăzi există voci, există învățături
Mulțumesc. Mulțumesc. Care prezintă ceea ce pretinde a fi un Dumnezeu creștin, dar care este un pic ciuntit în zona atotputerniciei, nu-i chiar atotputernic, nu-i chiar atotștiutor, descoperă și el odată cu evoluția istoriei, sau nu-i chiar așa de sfânt, chestia asta cu păcatul e o exagerare, sau îi lipsește de dreptatea. De aceea trebuie să ne uităm la Revelație când vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și primul pe care vreau să menționez aici este Hristos, care este întipărirea ființei Lui. Evrei, capitolul 1, spune: după ce a vorbit în vechime părinților prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor a tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Uită-te la Hristos. Dar uită-te cu atenție la Hristos. Uită-te la Hristos, nu la ce vor să spună alții astăzi despre Hristos, ci la ce spune Hristos despre sine. Și aici ajung la al doilea instrument deosebit de important, pentru că noi nu îl găsim pe Hristos în Piața Unirii sau la Ierusalim, ci îl găsim pe Hristos în Scripturi. Îl găsim pe Hristos în Scripturi. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele vorbesc, mărturisesc despre mine. Cred că cea mai mare prostie pe care o poate face creștinul de astăzi este să neglijeze Scripturile. Să nu-și mai facă timp să o citească. Suntem într-un flux continuu de informație și într-una non-stop putem citi știri, nu știu, videoclipuri, short-uri, long-uri. Într-una suntem bombardați cu tot felul de informații. Dar ne-e greu să ne găsim un sfert de oră, un 20 de minute, să stăm să citim cuvântul. E așa de important. Și ne mirăm că îl cunoaștem uneori atât de puțin pe Domnul. Vreau să știți că Dumnezeu nu se descoperă nici curioșilor și nici leneșilor. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să vrei tare. Dacă vrei să crești în maturitate și în cunoașterea lui Hristos, trebuie să-ți dorești tare lucrul ăsta, trebuie să devină o prioritate. Altfel, o căutare nemotivată după Dumnezeu câteodată poate fi o insultă. Pentru că noi nu prețuim valoarea acelei relații. Câteodată soția mea m-a mustrat și pe drept a făcut-o când a zis: simt că prețuiești lucrul ăla mai mult decât pe mine. Simt că acorzi mai mult timp acelui lucru decât mie. Oare Domnul n-ar spune și el o astfel de, n-ar face și el o astfel de afirmație, oare cu privire la noi în anumite momente? Haideți să facem din anul în care am intrat un an în care să căutăm cu tot din adinsul să-L cunoaștem pe Hristos. Să-L căutăm în cuvânt. Prea multe ghiduri de studii rămân nerăsfoite. Prea multe texte biblice pe care ne adunăm să le studiem n-au fost nici măcar citite înainte. Prea de multe ori ne aruncăm cu capul înainte în ziua pe care o avem de trăit, fără să fi citit sau să ne fi rugat măcar un pic. Oare
înțelegem atunci că viața veșnică înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu? Oare trăim atunci ca niște oameni care caută o relație cu Dumnezeu? Nu spun că Dumnezeu nu te mai iubește dacă tu faci asta. Eu nu spun că Dumnezeu nu mai e prezent cu tine în ziua aia. Că Dumnezeu în bunătatea Lui e prezent și El e credincios legământului. Dar oare nu suntem neghiobi când gândim așa? Când nu prețuim ceea ce ar trebui să prețuim? Rugăciunea este deosebit de prețioasă în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Psalmul 27, 7 și 8. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Dar cine își mai ascultă inima astăzi? Că noi avem podcasturi. Când ți-ai auzit inima tânjind după Dumnezeu? Pentru că eu cred că inima oricărui creștin tânjește după Dumnezeu. Haideți să ne luăm timp să-L auzim pe Dumnezeu. Să-L căutăm făcând voia Lui. Pentru că pe măsură ce împlinesc voia lui Dumnezeu, pășesc în ascultare, mă sfințesc sau ascult concret în pașii pe care Domnul mi-i arată, fie într-o slujire, fie într-o relație, fie în orice lucru care înseamnă ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, eu ajung să-L cunosc. Relația dintre mine și El se sudează. Este ca atunci când faci ceva împreună cu ceilalți. Grupul nostru a fost weekendul acesta la slujire aici, la curățenie. Am fost norocoși. Și știți, e o experiență interesantă să studiem Biblia împreună și cu totul altceva să dăm cu aspiratorul împreună, de exemplu. N-a durat foarte mult, că am fost mulți și mai puțin de o oră am rezolvat totul. Dar știu că atunci când lucrezi cu cineva cot la cot, relația se adâncește. Uitându-mă în urmă, cred că mi-am cunoscut tatăl meu cel mai bine în câțiva ani în care am făcut ceva împreună, în care am construit o casă împreună. Ăsta a fost timpul în care am ajuns să-l cunosc, deja cu ochii mei de adult, să-l cunosc mult mai adânc și vorbesc mult mai în cunoștință de cauză, chiar dacă m-a crescut și a fost tot timpul în familie. Eu cred că și în relația noastră cu Domnul, făcând ceva împreună cu Domnul, umblând cu El, de-aia este prezentată de multe ori despre Enoch, se spune că a umblat cu Domnul până când Domnul l-a luat. Umblarea cu Domnul produce cunoaștere. Când împreună cu Domnul iau o decizie, când împreună cu Domnul mă apuc de un proiect, când împreună cu Domnul rezolv o relație sau intervin sau fac o slujire sau alta. Vreau să avem în continuare un moment de rugăciune, un moment în care te invit să vii înaintea Domnului. Și te invit să-ți asculți inima, să asculți Duhul Sfânt vorbind în inima ta. Cum spune inima din partea Domnului, caută fața mea. Gândește-te care sunt lucrurile care ar trebui să le faci, lucruri simple, n-am amintit astăzi nimic, nemai știu de voi. Acele lucruri simple și banale de care ai nevoie ca să te apropii mai mult de Domnul. Stai înaintea Domnului și roagă-te cu privire la aceste lucruri.
Doamne, mulțumim că Te-ai descoperit. Mulțumim pentru pacea și bucuria care ne-o dai prin cunoașterea Ta. Mulțumim, Doamne, pentru mântuirea care ne-ai dat-o prin această cunoaștere a Ta. Mulțumim pentru că Tu, Doamne, de la început și continui să fii Cel ce iei inițiativa în relația cu noi. Și Tu, Doamne, și la acest început de an ne amintești astăzi să căutăm fața Ta. Doamne, mă rog pentru mine și familia mea să Te cunoaștem mai mult în anul în care intrăm. Doamne, ajută-ne să dăm la o parte orice lucru care ne parazitează relația cu Tine. Ajută-ne, Doamne, să facem o prioritate din apropierea de Tine și să tânjim după aceasta. Te rog, Doamne, pentru toată biserica să pui un dor după Tine, să pui, Doamne, o dorință tot mai mare de apropiere de Tine. Și, Doamne, ajută-ne să ne apropiem de Tine într-un mod plăcut Ție, prin Hristos. Și să cunoaștem pe Hristos. Și să ne facem asemenea lui Hristos. Te rog toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin.